Astăzi, CCA, în urma monitorizării efectuate, a sancționat 4 posturi TV care retransmit pe teritoriul Moldovei emisiunile informative Vremea, Sevodnia, Veste, Novosti 24 din Federația Rusă. 3 canale s-au ales cu amendă în mărime maximă, inclusiv postul RTR Moldova. CCA s-a arătat nemulțumit de conținutul buletinelor informative rusești, pe care le consideră lipsite de pluralism de opinii. Anterior, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a mai sancționat aceste posturi pentru aceleași criterii, decizii care au fost atacate de administrația canalului RTR Moldova în judecată și acum se află în proces de examinare. Mai mult, conducerea postului RTR Moldova consideră că, de fapt, decizia CCA este una bazată pe dorința de cenzurare a conținutului informațional al posturilor TV rusești. După rezultatele primei săptămâni de desfășurare a operațiunii Viteza, au fost întocmite peste 3400 de procese verbale și au fost amendați 1152 de șoferi pentru depășirea vitezei. De la începutul anului, în Republică, au avut loc 431 de accidente rutiere din cauza șoferilor vitezomani, în urma acestora 71 de persoane au decedat și 519 au fost rănite. Până pe 31 octombrie, persoanele asigurate și neasigurate își pot schimba sau alege medicul de familie și policlinica la care să meargă. În acest sens, solicitanții trebuie să depună o cerere la instituția medicală selectată. Dacă persoana va cere serviciile unui medic de pe alt sector, atunci va asigura deplasarea acestuia. Schimbările vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015. Cetățenii Moldovei care se află în Italia pot efectua începând cu 6 octombrie transferuri bănești prin Poșta Moldovei. Astfel, poate fi expediată o sumă de până la 1000 de euro la un comision de numai 5 euro. Un acord în acest sens a fost încheiat cu Poșta din Italia, iar în scurt timp urmează să fie semnate documente similare și cu autoritățile poștale din Spania și Portugalia. În perioada octombrie 2014-ianuarie 2015, în Armata Națională urmează să fie recrutați 1660 de tineri. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost trimis spre aprobare executivului de Ministerul Apărării. Potrivit documentului, 1200 de recruți urmează să fie incorporați în serviciul militar în termen, 450 în trupele de carabinieri și 10 tineri în serviciul militar cu termen redus. Moldova a beneficiat până acum din partea Japoniei de granturi în valoare de 92,8 milioane de dolari și de credite în sumă de 108,2 milioane de dolari. Banii au fost direcționați pentru implementarea proiectelor în domeniul agriculturii, al sănătății, educației, culturii, al întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, colaborarea fructuoasă cu țara noastră va continua în același ritm, a menționat ambasadorul Japoniei Moldova, Toichi Sakata, cu prilejul încheierii misiunii sale diplomatice în Republica noastră. Pentru mâine, Red Union Fenosa anunță întreruperi programate ale furnizării energiei electrice, astfel în sectorul Ciocana între orele 9:30 și 17:30 nu va fi lumină în zona străzilor voluntarilor Maiakovski. În sectorul Botanica de la ora 9 până la 17 nu va fi lumină în zona străzilor Muncești, Calea Basarabiei. În sectorul Buiucan de la ora 9 până la 17 vor fi deconectări de energie în zona străzilor Alba Iulia, Calea Ieșilor. În România a fost sistată activitatea rafinăriei din Ploiești, care face parte din grupul petrolier rus Lukoil, în legătură cu desfășurarea unor măsuri de anchetă. Potrivit presei, în mai multe oficii ale companiei amplasate pe teritoriul român, au avut loc percheziții într-un dosar cu suspiciune de evaziune fiscală. De cealaltă parte, ambasadorul Rusiei în România, Oleg Malginov, a declarat că Lukoil respectă în totalitate legislația și achită impozitele la vreme, iar toate controalele de audit anterioare au dovedit acest fapt. Decizia autorităților române a fost contestată în judecata de conducerea Lukoil. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, își aniversează astăzi ziua de naștere. Oficialul împlinește 62 de ani. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Putin și-a luat pentru azi liber și se va afla în taigaua siberiană la circa 300-400 de kilometri depărtare de cea mai apropiată localitate. Mâine va avea loc o eclipsă totală de lună, care mai este numit și fenomenul lunii sângerii. Satelitul natural al Terei va intra mai întâi în umbra Pământului, după care va ieși luminând în mai multe nuanțe de roșu chiar în timpul eclipsei. Fenomenul astronomic va putea fi observat în Australia, Asia de Sud-Vest, în zona de coastă a Oceanului Pacific, dar și în Rusia, în partea Orientului îndepărtat. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Leul moldovenesc câștigă teren în fața euro, dar continuă să se deprecieze față de dolarul american. Astfel, un euro costă azi 18,47 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri, iar un dolar american valorează cu 5 bani mai mult și înregistrează azi un preț de 14,71 de bani. Fără schimbări față de ziua de ieri, sunt valorile pentru leul românesc, care costă și azi 4,19 lei. Hrivna ucraineană este cotată tot cu
leu și 13 bani și rubla rusească se menține la aceeași poziție de 36 de bani.